Bine v-am regăsit, prieteni. Am spus foarte clar, o să începem să mergem dincolo de breaking news. Banda aia roșie sau banda galbenă n-ar trebui să aibă mare importanță atâta vreme că nu-i urmată de o dezbatere, de o explicare a faptelor. Pentru că e foarte ușor să vezi, noi din generația asta care a crescut în pace, da? A, este război nu știu unde. Dacă e departe, nici nu te interesează. Dacă e aproape, te mai uiți la un breaking news, urmează meteo, vezi dacă plouă, vezi dacă ninge, vezi dacă e caniculă și cam atât. Bun? Și atunci am zis, hai să mergem după perdeaua asta de breaking news și să explicăm, da? Să încercăm să explicăm de ce e așa de dificilă pacea în Orientul Mijlociu. De unde până unde Israelul, inclusiv pentru instituții, a devenit, pentru unele instituții, a devenit un măr al discordii. Și vă reamintesc că astăzi, în sfârșit, o să spun eu, asta e opinia mea, da? Antonio Guterres a fost declarat persoana non grata în Israel. Pentru că nu se poate tot timpul să vorbești despre Israel, despre ce face Israelul, fără să amintești că Hamasul înseamnă terorism, că Hezbollahul înseamnă terorism, că Houthi înseamnă terorism, că Iranul este un stat care sprijină pe față, da, terorismul. Pur și simplu. Și atunci am zis, hai să mergem la cineva care cunoaște mult mai bine decât mine, și foarte bine asta, tot ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Să vedem de ce e așa de dificilă pacea. Mergem la domnul Andrei Schwartz, da? Analist de politică externă, mult mai familiarizat cu problemele Orientului decât foarte, foarte, foarte mulți analiști din țara asta. Bună seara! Bună seara, domnule German! Vă mulțumesc tare mult pentru invitație! Ce se întâmplă? De ce e așa de dificilă pacea? Că până la urmă te gândești, ok, oamenii ar trebui să aibă niște preocupări, economie, educație, politică până la urmă. De ce? De unde până unde Israelul este în ecuația tuturor ăstora de acolo? Sunt mai multe probleme și trebuie să prezentăm așa cât mai nuanțat. În primul rând, odată cu reînființarea statalității evreiești în Orientul Mijlociu, în locul unde a existat un stat al evreilor și în urmă cu mai bine de 3000 de ani, au început să fie zgândărite anumite sentimente. Pentru musulmani, că vorbim de musulmanii suniți, că vorbim de cei șiiți, acest lucru a fost de neacceptat. De ce? Pentru că statutul unui evreu sau al unui creștin în lumea musulmană era până atunci acela de cetățean de rangul 2, cetățean care era acceptat doar în condițiile în care își pleca capul, așa precum știm și noi vorba românească, sabia nu-l taie. Doar în anumite condiții, în condițiile în care de asemenea plătești un tribut pentru a fi acceptat ca cetățean de rangul 2 și pentru a-ți fi curățată viața. Cam aceasta era tradiția. Și atunci acest lucru a fost, din punct de vedere sentimental, de neconceput. Sentimental, conceptual, intelectual, cred că aici am folosit un termen care nu e potrivit, dar a fost prea mult pentru mulți. Apoi, din punct de vedere politic, a fost instrumentalizat acest sâmbure de discordie, de tulburare, a fost instrumentalizat. De cine a fost instrumentalizat? Pe de o parte de dictatorii care conduc statele musulmane, pentru că eu unul în acest moment nu aș putea să menționez un stat musulman care este o democrație, chiar dacă unele nu sunt neapărat dictaturi oribile, dar democrații nu avem. Și au încercat să mute atenția populației de la suferința acestora în fața nedreptății de a fi condus de un autocrat, de o teocrație, de o autocrație, către faptul că, stați un pic, avem probleme mai mari decât faptul că voi nu aveți drepturi ale omului de bază. Problema cea mai mare pentru viața voastră din momentul în care vă nașteți în, ce știu, în Irak sau în Libia, este aceea că există statul acesta mic, unicul stat al evreilor. În total, în lume, trebuie să menționăm faptul că sunt doar vreo 15 până la 16 milioane de evrei.
Deci mai puțin decât erau în întreaga lume evrei înainte de începerea Holocaustului. Dintre aceștia, undeva la jumătate, se află în statul Israel și restul se află în Statele Unite, Canada, câteva mari țări europene și, mă rog, Australia, Africa de Sud. Acum, acestea ar fi principalele elemente care au stat la baza acestei uri. Dar v-aș pune o întrebare. Totuși, în Israel, din 10 milioane de cetățeni, 2 milioane sunt musulmani. Niciun musulman n-ar merge să trăiască în Iran sau în Irak sau în altă parte. Nici într-un stat palestinian, dacă îmi permiteți. Evident. Există sondaje în acest sens care au fost desfășurate de instituții prestigioase de sondare a opiniei publice din Israel și unele internaționale, și cetățenii israelieni de etnie arabă, musulman sau creștin, nu și-ar dori, în marea lor majoritate, nu și-ar dori, dacă mâine li s-ar oferi ocazia să locuiască într-un stat palestinian, nu ar dori acest lucru. De ce? Pentru că, spre deosebire de democrația israeliană, s-ar trezi într-o teocrație, într-o dictatură oribilă, așa precum este actualmente autoritatea palestiniană care conduce mai mult sau mai puțin în Cisjordania sau, după cum spun evreii, Yehuda și Shomron, acea zonă, și respectiv ceea ce vedem în Gaza, acea teocrație oribilă a Hamasului. Mai este o chestiune, ca să înțeleagă lumea. Să înțeleagă diferența dintre dictatură și democrație. Teocrația aia din Iran, unde este, da, dictatura aia, face ca un cetățean iranian să aibă vreo 245 de euro salariu mediu. În timp ce în Israel deja salariul mediu a depășit, pe surprinderea foarte multor europeni, 3400 de euro. Așa. Da? Adică discutăm despre beneficiile rapide și cumva tangibile pe care ți le aduce democrația. Ca să nu mai vorbim despre faptul că așa cu deșertul ăla extraordinar pe care îl are Israelul, a reușit să facă niște inovații în agricultură pe care le folosește toată lumea, inclusiv la țară în România. Da? Irigațiile prin picurare au fost inventate de un evreu de acolo pentru că era nevoie de asta. Oricum, aș merge mai departe. De ce credeți că toți au o problemă cu Israelul? Toți. Câțiva de acolo. Eu mă gândesc și la faptul că în Ben Gurion, de exemplu, a refuzat invitația lui Stalin de a fi membru al Partidului Comunist, de a face din Israel un stat comunist. Da? Stalin a mizat pe faptul că Ben Gurion vine dintr-un partid social-democrat din Polonia. Ei bine, răzbunarea lui Stalin a fost instantanee, i-a învățat pe câțiva din zonă, da, vorbind de lumea musulmană, că de fapt ei trebuie, e un fel de luptă pentru libertate, chestiunea asta cu dispariția evreilor de pe hartă. Și va trebui cumva să mergem în adâncul istoriei ca să înțelegem niște lucruri astăzi și aici ar putea să fie o dizabilitate a noastră, pentru că am neglijat toate chestiile astea. N-am mai discutat despre Holocaust, n-am mai discutat despre comunism, am preferat să băgăm sub preș și să credem că dacă avem două felii de pâine mai groase pe masă, totul este ok. Așa este. Așa este. Din păcate, proiectul, dacă e să ne referim la România, și România e un caz, din punctul ăsta de vedere, actualmente, aș spune, e un caz fericit. Dar, totuși, tarele acestea ale eșecului proiectului, nu doar al celui al președintelui Iohannis, România Educată ar trebui să fie un proiect al tuturor politicienilor și nu numai, este evident și vedem asta în multe, în modul în care se desfășoară multe lucruri și înțelegerea majorității asupra multor probleme, inclusiv în domeniul sănătății, nu-i așa? Dar, absolut, această trădare, între ghilimele, pe care a sesizat-o Stalin în cazul Israelului, își dorea să fie un avampost Israelul al Partidului Comunist și al Uniunii Sovietice, și imediat a pornit această luptă pentru pace, iarăși între ghilimele, adică atacuri dezlănțuite din partea acestor dictatori
socialiști din Irak, din Siria, din Egipt și așa mai departe, nu se rezumă doar la zona Orientului Mijlociu. Sâmburele acela plantat de către Uniunea Sovietică, nu doar în perioada Stalin și post-Stalin, inclusiv în campusurile americane, dar și europene, știm în perioada războiului din Vietnam, după aceea, cum studenții și profesori, mulți profesori se alăturau acelei solicitări ca americanii care salvaseră Europa să plece odată la ei acasă, Yankees go home, după ce salvaseră Franța, trebuiau dați afară de către francezii recunoscători, după ce cruțaseră și salvaseră într-o bună măsură Germania de vest, care urma să pice în mâinile și aceea în mâinile Uniunii Sovietice, trebuiau și aceștia dați afară, ba chiar avem fotografii cu lideri ai socialdemocraților, a SPD-ului, inclusiv cu actualul cancelar, care erau acolo la demonstrații împotriva tarelor capitalismului și ale Imperiului American și așa mai departe, toate aceste mizerii provenite de la Moscova. Rezultatele acestea le vedem și astăzi și le vedem inclusiv în manifestațiile acelea și protestele de la Babeș-Bolyai sau de la Universitatea București, de la sociologie. Sau de la Columbia University, New York, de peste tot din lume, unde absolut a intrat microbul ăsta care a ambalat antisemitismul într-un fel de, exact cum am spus, între ghilimele, luptă pentru pace. Dar da, am merge până ieri, da, sau alaltă ieri, înainte de atacul Iranului asupra Israelului, pe care l-a văzut toată lumea, da? Înainte cu o zi a fost ministrul de externe al Rusiei la Teheran. Ăla n-a fost acolo să bea un ceai sau o cafea. Da? Este foarte clar și Iranul a spus, am informat Rusia, adică da, practic deja se vede un fel de axă a dizidenței în fața democrației, în fața valorilor umane, formată din axa asta din Rusia, din Iran, din Coreea de Nord și foarte, foarte precaută China. China. Da. Dacă ați observat, China a preferat o batistă pe țambal uitându-se după vrăbiuțe, ceea ce nu este foarte rău. Așa este, așa este. Dar, pe de altă parte, în spate, China se pregătește, din păcate, din nou o spun. A fost și un discurs al președintelui Xi, în urmă cu vreo 2-3 zile, în care a reiterat faptul că este inevitabil, conform lui, ca să existe acea reunificare, indiferent de mijloace. În 2030. Da, da, da. Asta înseamnă că va trebui cumva să fim pregătiți. Dar revenind la atacul Iranului, să înțeleagă lumea. Iranul, cel care spune prin Constituția lui că Israelul nu mai trebuie să existe, Hezbollahul spune la fel, pesteagul Houthi, rebelilor Houthi, teroriștilor Houthi, scrie foarte clar, iarăși aceeași lozincă tâmpită, da? Nu mai vorbim de Hamas și crimele și violurile lor, da? Va trebui să spunem că Iranul, cu toate cele 181 de rachete balistice, da? O să pun ghilimele mari și cu cea mai mare tristețe, n-a reușit decât o porcărie. A ucis un palestinian în Cisjordania, peste care eu nu o să dau zor, le avem fiecare, da? Mi se pare dezagreabil pentru specia umană să mai avem așa ceva în secolul 21 și de-aia nu le dau, n-au decât să le caute oamenii pe unde vor ei, ok? Un palestinian care stătea la un colț de stradă așteptând să meargă acasă. A căzut racheta aia peste el, l-a spulberat pur și simplu, nici măcar n-a explodat, l-a făcut una cu pământul. Asta a făcut Iranul. Să înțeleagă lumea că nu este un război. Este practic un conflict între două lumi. Una de teroriști și alta de oameni care își apără democrația. Așa este, așa este. Acea rachetă balistică a fost interceptată deasupra atmosferei și a avut loc acolo explozia și practic a căzut cămașa, ca să spunem așa, care cămașă are vreo 10 metri lungime.
Și chiar dacă nu mai are focosul acela, este foarte grea și aceasta și, da, poate să cauzeze, după cum s-a văzut, distruge și poate să omoare. Dacă explodează la sol, depinde de unghiul sub care lovește, depinde de că sunt de diferite tipuri cu încărcătură mai mare sau mai mică, dar poate să omoare zeci de oameni, poate să omoare sute, ba chiar mii de oameni. Deci, acei comentatori care au spus că vreo 200 de rachete balistice, o rachetă balistică, dacă s-ar trage asupra țării noastre, ferească Dumnezeu, ar fi foarte rău și ar trebui să răspundem foarte, foarte dur împotriva celor care au îndrăznit să facă acest lucru. Vă dați seama ce provoacă acel stres în a avea un întreg teritoriu al unei țări care în întregime are cât vreo două județe de la noi. Deci întreg teritoriul era vizat de aceste rachete. Ce stres pentru oamenii aceia, pentru grija lor, pentru bebelușilor, pentru copii și așa mai departe. 10 milioane de oameni care au coborât în pivnițe, în adăposturi antiatomice. Asta este, despre asta e vorba. Și nu toată lumea are adăposturi, trebuie să o spunem, adică blocurile mai vechi, casele individuale, nu prea au fost construite cu aceste adăposturi și atunci, iarăși, hai să ne gândim la oameni care sunt imobilizați la pat, la cei de prin spitale. Au fost în multe spitale din Israel deja de luni de zile, au fost pregătite parcările subterane ca fiind săli de operație și așa mai departe. Și au fost mutați acolo pacienții, dar în niciun caz să ferească Dumnezeu mai pe românește să trăiești în asemenea condiții și Israelul se vede obligat să restabilească liniștea pentru cetățeni. În același timp, ieri seară, doi palestinieni din Hebron au pătruns în Israel, au mers la tramvai în Tel Aviv și au ucis mai multe doamne. 8 persoane, dintre care și o doamnă din Republica Moldova, un cetățean grec aflat în vizită, să înțeleagă lumea că tot ce a fost deasupra Israelului n-a fost un joc pe calculator la care tragi tu cu pușca după nu știu ce rachete. Acolo s-au apărat, practic, viețile a zeci de mii de oameni. Din 200 de rachete balistice, și nu este o simplă rachetă de aia de dat de pe umăr, racheta balistică înseamnă că pleacă pur și simplu deasupra atmosferei și după are o mișcare cinetică, o dinamică incredibilă și poate să facă, exact cum a spus, victime, mii de victime, o singură rachetă. Aș mai merge... Ce crezi că se va întâmpla? Pentru că am văzut foarte clar... Știți, eu am văzut acea... Nu știu cum să zic, sintagmă care caracterizează lupta Mossadului, de exemplu. Ridică-te și ucide primul. Da? Până la urmă este o luptă pe viață și pe moarte. Ori noi, ori ei. Nu că ar vrea Israelul. Și întotdeauna îmi amintesc, cred că Golda Meir spunea, dacă mâine Israelul depune armele, Israelul nu mai există. Dacă mâine depun ceilalți armele, va fi pace. Pace. Și aici deja discutăm despre o nebunie care durează deja de o jumătate de secol. Ca și cum un antisemitism preluat de la Hitler și ambalat iarăși într-o luptă de asta de cele mai multe ori religioasă. Da, și aici ar fi multe de spus. Muftiul Ierusalimului din perioada celui de-al doilea război mondial și al Holocaustului, Haj Amin al Husseini, s-a întâlnit cu Hitler, au fost regimente de voluntari arabi din zonă trimiși, mă rog, voluntari sau mai puțin voluntari, dar în orice caz au mers și au fost înregimentați în SS. Asta spune, în primul rând, în al doilea rând, da, este un conflict nu doar de la reînființarea statul Israel. Au existat pogromuri masive antievrești în perioada Imperiului Otoman în zonă, ba chiar și ulterior, în perioada intermediară aceea mandatului britanic. Spre exemplu, pogromuri la Hebron, oraș biblic, pogromuri în 1929, spre exemplu, care, cum să zic, pe 7 octombrie 2023 ne-am adus aminte cei care cunoșteam istoria aceea tragică, ne-am adus aminte pentru că au fost aceleași crime, violuri,
ciopărțiri, da, făcute. Nu s-a schimbat nimica din perspectiva aceasta a teroriștilor islamiști, dar din păcate trebuie să mai spunem ceva. Istoria nu este doar atât de recentă, adică sunt refolosite niște tipare prin care, trebuie să o spunem, islamul s-a răspândit în întreaga lume, până în Indonezia și în sudul Filipinelor, da? La mii de kilometri distanță de Mecca și Medina, s-a răspândit nu pe calea propovăduirii, prin sabie, sigur. Așa și spune, mai avem doar 30 secunde. Și în Africa, da. În Africa. Mai avem doar un minut. Da. Și cred că ar trebui să vorbim în minutul ăsta, s-ar putea ca noi să avem o dizabilitate de secol 21, nu pricepem că trebuie să pricepem istoria. Avem impresia că nu ne învață nimic. Ba da, istoria, dacă te duci asupra ei, te pui cu mintea lângă ea, te învață o mulțime de lucruri. În primul rând, să nu mai repezi toate porcăriile pe care le-au făcut cei dinaintea ta. Și asta presupun că ar fi urâțenia secolului nostru. Pentru că în 1923 vorbim de aliahurile alea care au pornit de la Galați, de la Huș, așa mai departe, în care evreii, pe care toată lumea crede bogați, stăpânii lumii, au muncit cu mâinile goale ca să facă un cucuruz sau un pic de grâu. Da? Da. Este un reportaj pe Netflix. Nu știu dacă se cade sau nu se cade să recomand un astfel de canal. Eu vi-l recomand. Se numește Aliah. Da? O să vedeți acolo cum o mulțime de oameni din România au plecat înspre tărâmul Făgăduinței și n-ați vrea niciodată să trăiți primii ani pe care au trăit ei. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult. Eu sper să mai intrăm în legătură. Dar pe subiecte care țin de cultură, de altceva, de altceva, de altceva, decât porcăriile care se întâmplă acum în secolul 21. Mulțumesc. Să dea Dumnezeu. Musai. Facem o mică pauză, plecăm din Israel în Statele Unite să vedem dacă ne-ar putea sau nu afecta conflictul din Orientul Mijlociu, buzunarele. Că până la urmă și economia este cu senzorii, cu ochii cât cepele. Publicitate și revenim. Așa, partea a doua a emisiunii, să mergem ca să facem rotund subiectul. Da? Am văzut politică, am văzut istorie, am văzut o mulțime de lucruri care țin de actualitatea imediată. Nu o să regretăm că vorbim și despre economie. Hai să vedem cum poate afecta conflictul ăsta din Orientul Mijlociu, economia mondială, dar și buzunarele noastre, și mergem la Marius Mureșan în Statele Unite. Bună seara, bună seara. Bine te-am regăsit, Marius. Expert internațional, finanțe, etc., adică tot ce nu știe un filolog. Și atunci filologul mai bine dă un telefon în Statele Unite, că e gratis sau ieftin. Ok? Noi hai să vedem. Afectează sau nu conflictul ăsta? Sau deocamdată așa un fel de stres? Ce să zicem? Deocamdată nu știm unde, spre ce mergem. Ieri când am văzut și eu prima dată știrile, am fost prins un pic pe picior greșit. N-am știut ce înseamnă, am știut că e a doua oară, dacă în aprilie s-a mai întâmplat odată. Dar de fapt, după am aflat că de fapt iranienii au cam spus la toată lumea, vedeți că o să dăm cu niște rachete. De ce fac chestia asta? Eu nu-mi dau seama, pentru că acolo îți pierd niște bani. După aia am avut o informație chiar de la tine că domnul Lavrov, sau cum îl cheamă, ministrul de externe rus, a fost la ei luni. Și ăștia l-a spus, știți cum este, dânsul e un fel de, când eram copii în curtea școlii, venea cel mai rău de acolo și spunea, te dai o palmă la celălalt că să fii cu noi în gașcă. Chiar dacă alții era prieten. Da, cam așa ceva. Și eu fi zis, bă, nu puteți stați așa cum mâinile sunt, că ăștia bombardează, intră acum în Liban, au bombardat acolo la Huti sau cum le spun la ceilalți. Trebuie să dați și voi ceva. S-a simțit pe burse? Ai văzut ceva pe burse? Da, instant. Totul a fost roșu ieri. Culmea că totul e alb. Verde, pardon. Totul e verde. Deci, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. De fapt, a fost doar un breaking news general, că se va întâmpla ceva. Astăzi este totul verde, ca și cum nu s-a întâmplat nimic, ieri au căzut. Și petrolul, a spus atunci la cineva, atenție, mergeți, puneți benzină în mașini, pentru că la noi se schimbă petrolul, prețul la benzină de 2-3 ori pe zi. Pe zi, da. Dimineața, la amiază, seara, sunt diferite prețuri și diferite de la benzină la alta. Dar de ce? Hai să-i explicăm. Pentru că e o piață liberă. Deci aici se discută cu cât este petrolul pe piață. Nu există statul care să vină să spună ăsta e prețul mercuriarul, că dumneavoastră aveți ceva acolo. Statul nu dă nimic.
nu te ajută cu nimic. Când au fost aproape 5 dolari galonul, nu a dat nimeni nimic, statul nu a intervenit. Prin California s-a încercat, dar până la urmă nu a dat nici acolo nimic. Dar acum este cel mai ieftin, 2,65 galonul. Galonul, adică aproape 4 litri. 3,8 litri, 3,78, da. Și pentru piața e liberă. Și atunci ce să facă? Ei știu, dimineața lumea merge la muncă, punem un preț. După aia mai scădem un pic pentru că nu mai e ta lume. La amiaz vine lumea de la muncă și se mănâncă între ele. Chiar dacă într-o intersecție ai 4 benzinării, nu sunt același preț toate 4. Fiecare au câte un cent, 2 cenți, nu mare diferență, dar există diferență între ele. Pentru că e piața liberă. Omul trebuie să vândă, omul trebuie să-l atragă pe celălalt cumva. Nu există, vine statul să-ți dea 50 de cenți la litru, care e o prostie imensă și de aia sunteți unde sunteți. Acum am studiat puțin electric, haideți să intrăm un pic spre electric, spre ce înseamnă asta curentul electric. Aveți un moment dat cel mai scump din Europa. Da. Pe anumite părți orare, pe anumite, de ce? Pentru că România nu are infrastructură pentru așa ceva. Unu, doi la mână, ați venit și a spus un preț maximal, sau cum îi spune la voi. Păi nimeni nu-i prost să vândă sub prețul ăla. Păi dacă mi-e garantat, statul îmi dă diferența aia de bani, de acolo până acolo, păi nu să fiu prost să dau mai ieftin de atâta. Înțelegeți? Da, că ai aici garantat că e bani exact. De asta. Aici nu mai există concurență. Unu, doi, prostia asta de a ajuta, sunt făcute fără cap. Adică banii ăia care, nu știu acum cât e prețul meu, să zic așa la general, de la 100 de lei la 200 de lei, 200 e realul, 100 dă statul, banii aia de unde dă statul? Că statul nu are bani. Nu vine domnul prim-ministru sau cine o fi acolo, nu ar să-i dea el. Nu, tot din bugetul statului. Care de unde vin banii? Tot din taxe și impozite. Deci, ne se păcălim singuri. Exact. Și cei mai rău este faptul că un om care are o casă cu 6 camere și are $1,000,000 în cont, sau în fine, un om care are bani, plătește același preț ca și un om care săracul abia își plătește factura de pe luna pe alta. Da, la curent, la gaz, la tot. Dar ce protecție socială asta? Ea noastră. Deci, socialismul de caviar. Hai să revenim un pic la conflictul în Orientul Mijlociu. Da. Tu la MIT ai făcut acolo, deși matematică în economie se numea facultatea, dar totuși se vorbea despre geopolitică și era, presupun, o materie extrem de serioasă pentru doi ani. Ce a însemnat în interiorul cursului de geopolitică în America, Orientul Mijlociu? Că presupun că există niște puncte fierbinți care de vreo 70-80 de ani se studiază pentru că nu se gata niciodată scandalul de acolo. Se studiază mai mult de la Kissinger, că el a făcut chestia asta, și se studiază mai mult după 1973, că până înainte erau englezi acolo. Până 1973, după ce a fost... Exact. Din momentul ăla a început lumea să se uite, că nu, asta este, să înțelegi ce se întâmplă în zona respectivă. Și acolo sunt trei culturi mari care se bat, patru, trei, hai să spunem, aia e arabă, care de fapt e împărțită în două, șiiți, suniți, așa mai departe. Iranul nu este arab, până la urmă. Da, mai este partea cealaltă a rușilor, da? Care e o cultură slavă rusească, și chinezii în partea cealaltă. Dar am zis, arabi împărțim în două, că sunt două lucruri diferite. Și acum mai vedem. O parte cu americani, o parte contra americanilor. Și acolo, americanii au fost foarte interesați până acum vreo 6-7 ani. Am mai spus eu chestia asta. Până au ajuns să nu le mai trebuiască petrol de acolo. Pentru că ei s-au dus în 73, au început să intre, să-i țină pe ea în mână. Pentru că nu le mai convenea încă în 1973. Nu le mai convenea încă să triplez prețul în 4-5 zile. America în anii 70, eu nu eram aici, atunci m-am născut de fapt, am studiat un pic, a fost jale. Deci aici vreo lună de zile nu găseai benzină. Nu că era scump, nu o găseai. Și acolo sunt distanțe. Acolo nu discutăm că mă duc de la Cluj la Turda. Orașele sunt făcute pentru mașini. Noi avem în orașul în care stau eu, sunt multe zone care nu sunt trotuare. Nu este trotuar, nu este lumină deasupra. Deci orașele așa sunt făcute. Cel mai apropiat, mă duc să-mi cumpăr țigări, cel mai apropiat de mine e la vreo 7 minute cu mașina. Așa sunt făcute. Și pentru ei a fost o durere atunci. Și atunci am zis, băi, mergem acolo să ținem aia mână, să-i liniștim, să o împrietenim cu o parte din arabi, în fine, știți dumneavoastră, au făcut OPEC-ul, de fapt tot ei l-au făcut. Dar acum nu mai au nevoie. După noile tehnologii, să vă dau niște numere, în 2011, când au apărut fracționarea, da, un preț pe baril
să-l scoată, costa undeva la 60 și ceva de dolari. Scump, enorm. Anul trecut, anul ăsta încă nu mai știu, prin anul cred că s-au mai schimbat, anul trecut un baril de petrol prin fracționare costă 11 dolari. Altceva, de 5 ori mai ieftin. Exact, și e vorba de ce? Pentru că e tehnologie la mijloc. Atât au împins în tehnologia respectivă. Bun, acum având, înainte, clasic, tu recuperezi cam 70% din petrol, care când mergi să scoți petrolul, acum recuperează 98% din zona respectivă. Scot petrol, 98%. Vă dați seama, aproape 40% cantitate mai mare. America nu mai are nevoie de petrol. Și atunci, aici se întâmplă. Și vedeți și acum, că nu mai sunt acolo, s-au retras din Afganistan, s-au retras din anumite zone, în Siria, nu se știe ce pe acolo, nu-i mai interesează. Și de aia să vedem, am spus, atenție, petrolul va crește, da? Pentru că e un șoc, e normal, 40% din petrolul mondial e undeva pe acolo, prin zona lor. Atenție, un șoc, atenție la petrol că va crește. A crescut, dar n-a crescut dramatic, de la 67 la 71. De 10 minute m-am uitat un pic, începe să scadă la loc. Bun, și atunci conflictul ăsta din Orientul Mijlociu poate afecta economia globală sau într-o măsură mult mai mică decât altă dată? Da, deci dacă se începe un conflict adevărat, că am înțeles până la urmă că nu o să fie un conflict adevărat sau nu este un conflict adevărat, da, vă dați seama, acolo sunt strâmtorile alea care se blochează totuși. Și vorbim iarăși de lanțul de aprovizionare, exact ca în pandemie, exact. Nu mai vorbim exact. De... Blochează strâmtoarea Ormuz sau... Mai, ce mai este pe acolo, în momentul ăla 40% din petrolul mondial, poate nu chiar 40%, dar undeva pe acolo se blochează. Americanii n-au o problemă, că au petrolul aici, dar Europa, Asia, vă dați seama, China și India și așa mai departe, ea sunt în cap. Vă dați seama, în momentul ăla se va duce în cer prețul, este o piață globală, vă dați seama că și în America și în Europa se va duce în cer prețul. Și asta ce înseamnă? Totul scumpit pe orizontală, pentru că petrolul este, din păcate, și gazul, peste nu mai tot. Vorbim, peste tot, orice transport în lumea asta îl faci cu petrol. Încă nu suntem la nivelul să facem cu energie solară. Din păcate. Dar uite, m-aș duce un pic la alegerile din Statele Unite. Am văzut ce au discutat vicepreședinții azi noapte, mult prea așa, flasc. Light. Da, light. Înseamnă ceva pentru Orientul Mijlociu alegerile din Statele Unite? Dacă acum ar câștiga Kamala, dacă ar câștiga Trump... Să-i luăm pe amândoi, dacă zicem de Kamala, să începem cu să dăm întâietate la femei, nu se va schimba nimic. Va fi exact la fel cum e acum. O chestie în asta, da, nu, da, vedeți, asta se întâmplă de 4 ani. Nu-i nici război, e și război, se încoardă mușchii unul altul, o lasă mai moale. Dacă vine Trump, eu zic că se va schimba puțin. De ce? Pentru că țările arabe, alea care au importanță acolo, vorbesc de cele două țări, de Emirate și cealaltă, ei au fost prieteni cu americani, încă sunt prieteni cu americani. Nu știu dacă mai țineți minte, în 2017, când a venit Trump de acolo, a zis, băieți, am făcut o afacere mare, am vândut arme lor de 100 de miliarde de dolari. A doua zi, nu, aceea zi cu ochii închiși am mers și am cumpărat companii de armament pe bursă. Așa, nu conta care, ori toate o sărit în aer, la prețul rovesc. După declarația, a trebuit câștigat niște bani. Exact. Și asta, el se va duce înapoi, pe aceeași direcție. Se va duce la ea și ea sunt foarte grei acolo. Vedeți că, până la urmă, ei sunt spate cam peste tot, pentru că acolo sunt banii. E adevărat, numai că mai e și Iranul. Da, Iranul este micuț. Iranul nu se poate încorda cu America sau cu ăștia mari. Pentru că Iranul este, bun, este o țară, este cine este, dar nu compă. Și Irakul, ați văzut că și Irakul la nivelul ăla, când a fost în anii 90, cât a durat? 2 săptămâni? Sau cât a durat să-i termine? Nu asta e problema. Ei sunt niște jucători altora, Iranul. Acum că e un nebun acolo și se apucă să facă vreo prostie... Nu, e chiar așa mare nebune acolo. Se poate întâmpla. Problema este invers. Ce se întâmplă dacă se întâmplă ceva acolo sau ce se întâmplă acum, ce se întâmplă în politica de aici, din America. Pentru că dacă, Doamne ferește, începe un război acolo, pentru republicani va fi win-win. Sau pentru ceilalți va fi lose-lose. Pentru că dacă America nu se bagă, o să zic că bă, am început să fim slabi și am început să nu mai contăm în lumea asta, uitați
great, make great America, make America great again, da? Deci el o să aibă, vă dați seama ce le suflă în aer. Dacă începe războiul, o să vină să zică de partea cealaltă, bă, stați un pic, bă, voi ăștia sunteți slabi, voi n-ați mai negociat nimic, noi ținem, am ținut 4 ani de zile pace acolo, totul a fost perfect, ați venit, voi ați dat totul peste cap. Deci pentru democrați va fi rău. Se pare că nu se va întâmpla nimic. Nu știu, un pic o să fie un pic mai dificil, dar dacă începe ceva în zonă, nu va fi bine. Trump este, ieri am spus-o un pic cam repede, că n-am știut ce se întâmplă, am mai spus-o la mai mulți, am zis, bă, Trump e președinte. Dacă se întâmplă ceva acolo. Dacă se întâmplă, n-am știut, dar un pic m-am aruncat și eu atunci, că efectiv nu aveam informațiile complete. După aia am văzut că de fapt nu se întâmplă nimic. Da, este un domn al conflictului și câștigă din conflicte, se pare. Cu asta a și divizat societatea americană. Da, nu numai el a divizat, nu. Asta este o poveste că Trump divizează. Zile și... tu. Nu, e o poveste. Ba, probabil are el, este, așa este el. Am spus, eu ca și om nu-l înghiț. Republicanii au oameni mult mai buni decât dânsul. Dar... și de partea cealaltă. De partea cealaltă n-a venit cineva să vină să-ți spună direct în față. Nu, de partea cealaltă sunt trusturile alea mari de presă. Cam tot ce înseamnă presă mare în America, mai puțin 2-3 Fox-uri și așa mai departe, sunt ei. Și toată ziua te bombardează cu aceleași informații. Toată ziua îți spune același lucru. Vorbim despre democrați? Da, democrați, da. Ați văzut că New York Times au zis că își pun pe acolo în stânga scris, noi suntem cu Kamala, dar nu trebuia să spună, toată lumea știe. Nu da, dar să ei de obicei, absolut. Înainte de campanie electorală, a existat obiceiul ăsta în Statele Unite, în mass media, ca oamenii să-și asume un partipri, însă asta nu însemna că dacă ăla preferatul face o gafă, să nu-i tragă una peste ceafă în editoriale. Da, am văzut și ieri la discuția celor doi viitori posibil vicepreședinți, unul dintre ei va fi sigur, am avut o întrebare de la CBS, care este democrat. Foarte des democrată, a avut o întrebare directă domnul democrat, i-a spus, băi, dumneavoastră în 89, când a fost marea prăscoală, sau ce-o mai fost pe la ei, pe la Chimej atunci, da, exact, erați acolo cu chestii de prietenie între America și China și nu mă așteptam să-i pun asta în... o astfel de întrebare, pentru că l-a pus în... a răspuns dânsul până la sfârșit, dar i-a trebuit vreo 2-3 minute și o pierdut din timpul lui să înceapă să explice și la sfârșit a închis-o cumva. Nu este altfel de presă. Este altfel de presă. Dacă vine doamna Kamala cu o prostie mare, ei spun, pentru că nu pot să-mi spună, pentru că o să vadă ceilalți. Bă, stai un pic, ce facem? De-aia spun, și de dincolo a venit dezbinarea și același lucru și împinsul ăsta la extrema a politicii stângiste, de a, toată lumea trebuie să fie egal, nu egal neapărat, nu discutăm același lucru, toată lumea trebuie să aibă, trebuie să-i ajutăm pe aia nevoiași, trebuie să băgăm taxe mai mari la aia bogați, trebuie să așa mai departe, deci la un moment dat se împinge prea mult și familia tradițională, care e multă în America încă, îi văd altfel. Dar eu văd exact contrarul. Bă, stai un pic, ia bani de la mine și de la ăla care nu muncește sau se ocupă de alte prostii. Vezi, deci, și aici a început divizarea. Nu numai, da, și Trump. El e cu divizarea din alte puncte. El dă cu gura. Dar... știe să facă asta. Bun. Și există subiectul ăsta al Orientului Mijlociu cât de cât în dezbatere electorală? Sau pur și simplu lasă la o parte fiecare crezând că e un cartof prea fierbinte pentru un mânuță? Republicanii îl mai ating un pic, democrații li frică, pentru că zona democrată foarte puternică votantă este Illinois, Michigan nu e așa, dar Illinois în general, și acolo sunt cele mai mari comunități de arabi. În Detroit, zona, nu chiar în Detroit, în sudul Detroitului, sunt orașe întregi unde sunt zone musulmane. Și e cam periculos acolo să mergi să spui contra arabilor, pentru că e fieful tău. Deci acolo îi fac voturile de democrație. Și atunci ați văzut că de multe ori a fost criticată doamna Kamala. Când e ea? Când e ea? Că nici ea nu știe unde să se poziționeze. Nu ea personal, tot stafful din spate. Nu știu ce să zică. A zis la un moment dat că o țară cu două părți, n-am înțeles nici ce vrut să spun acolo, i-au sărit aia în cap. După aia au sărit ceilalți în cap. Pe de altă parte, New York. Da? New York este tot albastru. Da? Democrat. Unde sunt, e democrat, dar unde sunt evrei. Bursă, stocks, tot. Yes, da? Pe de altă parte, nici pe aia nu pot să-i... le dai în cap că New York State e foarte albastru. E un pic complicat pentru ei. Pe când la Republica nu prea interesează, ei le mai dau așa.
leitmotivul lui Trump este faptul că, băi, eu cât am fost 4 ani, am ținut cu ăia, am ținut acolo liniște, nu a fost niciun război, și inclusiv discută de război în Ucraina, toată lumea a fost liniștită că am știut să vorbesc cu ăia. Voi nu și știți crede să lumea chestia asta? Da. Ăia care sunt votanți pro-Trump, nu republicani, atenție, pro-Trump, care sunt mulți, și republicani, bineînțeles. Dar ăia pro-Trump, ăia chiar cred chestia asta. Uite, am văzut ultimele sondaje, o dădeau pe Kamala și la 8% la un moment dat în fața lui Trump. Contează asta în America? Nu. Aia scute corecte, deci de aici să nu aveți impresia că este, aveți un domnul Pieleanu sau cum îl cheamă, care dă niște sondaje aiurea din Pix. Nu. Problema este de cine sunt, unde sunt făcute. Hai că acum trebuie să zic, ai dovezi? Ci că trebuie să spun că dacă nu mă amendează CNA-ul. Da, dar știți cum e? Haideți să vă spun o pontă care acum am auzit-o de mult de la Divertis. Îl întreabă, acolo erau pe scenă, și întreabă pe unul, bă, ce înseamnă corupție? Și eu zic să-l știți, corupția este ca și Yeti sau ca și navele spațiale. Adică, explicați, toată lumea știe că există, dar nimeni nu are dovezi. Înțelegeți? S-o cam acolo așa. Suntem. Ok, cam și atunci, hai să revenim la procente. 8% înseamnă ceva. În sondaje, făcute corect. Da? Înseamnă ceva în momentul ăsta. 8% este enorm. Dacă este 8%, dacă sunt, eu n-am văzut așa ceva, probabil sunt făcute pe anumite clase. Da, la femei, dacă faci pe multe femei, clar, o să nu are 8, are 15. Dacă faci în zona centrală Americii, vă spun eu că Trump e cu 15 peste. Depinde și unde îl faci, dar dacă e 8, făcut pe corect la 8, e gata, s-a pierdut. N-ai cum să recuperezi 8% în 2 luni, nici nu mai sunt 2 luni. O lună sau cât mai este, o lună și un pic. E gata, s-a terminat, dar nu cred. Eu discut la firul ieri. Unul din multele sondaje pe care le-am văzut. Poate să fie și tot felul de creșteri conjuncturale, da? Ai spus o chestie bombă, da? Da. Și lumea, să zicem că... Nu se miște așa mult, nu poate să se miște normal. Eu ce am văzut ultimele sondaje, 1% are doamna Kamala peste Trump, dar și aia e cu poezie. Nu e neapărat chestie. Înfăcut în nord-estul Statelor Unite. Acolo se știe că e așa, deci nu trebuie să mai pui. Înseamnă New York cu și alte. Da, exact. Și până în Detroit, Chicago, zona respectivă, sau în fine, ce mai este în partea de Ohio. Ohio este un stat foarte important. Dacă Ohio l-a pierdut doamna Kamala, e gata. De ce e așa de important? Pentru că este stat swing. Deci ei au foarte mulți electori, nu știu câți au, către 20, și în momentul în care toate statele din nord-est de acolo, care sunt, au câte 2 electori, 4, New York are mai mulți, dar în rest New Hampshire, Vermont, și ăștia au câte 2-3 electori, deci dacă pui toate New England, zona New England, dacă aproape fără Massachusetts îi pui împreună pe aia toți, nu fac 20 cât îți dincolo. A, și atunci înțelegi? Poate... Exact, ca și cum îi spune, Georgia în sud, acolo discutăm invers. Texasul, Florida, South Carolina, North Carolina, ăștia sunt roșii. E clar, Kentucky tot. No, ăia dacă schimbă, dar fiind Georgia, sunt foarte mulți, sau foarte mulți electori, și atunci statele alea de pe lângă nu acoperă cât pierde. Și de-aia acum spun ăștia că și North Carolina e stat swing, nu știu, nu cred, dar în fine. Va fi încurcat în orice caz. Va fi, da, foarte economic, să mergem un pic liber, pe scurt, ce se întâmplă. Atenție, cu ochii stați pe știri, pe știrile adevărate. Dacă începe un război, țineți-vă bine că momentul ăla nu va fi bine, va fi rău. Și economia României și inclusiv a Europei merge prost. Vă dați seama dacă mai vine... Deci să ținem banii la teșcherea, mă rog. Da, unde poți să-i ții, dacă ai. Mă rog, într-o bancă, să înțeleagă lumea că nu fac ca Tudose sau ca... ălalalt cu banii la vedere, ca ciolacul. Nu, dar să ai un anumit disponibil de Doamne ferește. Banii 3-4 luni. 3-4 luni să ai din ce să trăiești. Corect. Mulțumesc tare mult. Datoriile. Și eu vă mulțumesc. Datorii. Las, bine că n-am datorii. Ok. Să ne vedem cu bine miercurea viitoare. Pe mâine, pe săptămâna viitoare. La revedere. Săptămâna viitoare. La revedere. Mulțumesc. Cam aici se termină emisiunea. Am încercat să facem așa un fel dintr-o parte în alta globului, câte ceva prin care să înțelegem realitatea din jur. Cum o merge realitatea, asta deja nu mai putem să o controlăm. Să aveți o zi minunată!